Bună ziua și bine v-am găsit la ferma Grădina Bio. Bobocei sunt la masă acum, ia uitați ce bine se hrănesc. Avem și pe cei 5 bălțați, tigrați, nu știu cum să le zic, erau negri tuci când i-am adus, noroc că s-a îmbăiat. Sunt la masă. Haide cap, aici sunt o grămadă de țânțari. Te atacă uitându-te spre tine, deci în jurul meu în momentul acesta cred că sunt vreo... Nici nu știu cât să zic, țânțarii, eu văd vreo 10 așa, zic aproximativ, dar vreo 3-4 i-am văzut eu pe mine. De asta mai mișc câteodată telefonul cu care filmez. Am să încerc să fac o filmare. Da, se pare că s-au acomodat și ceilalți, uitați ce frumoși sunt. Acum sunt foarte bucuroși că le-am adus de mâncare. Rața bătrână îi vede pe cei care nu sunt puișorii ei și îi gonește, ca să zic așa. Sunt cei din spate. În spate sunt, da, exact cei 5 plus unul mai micuț care s-a dus înainte. Aici mai avem unul care vine să bea apă. Am pus și apă curată, cât și în cădiță. Dar bineînțeles că ei vor să bea din balta aceea unde am vărsat eu cădița care avea ai, uitați ce frumos beau și cei din față și cei din spate. Băi, și numai țânțar tigru, mă, fie mama lor a naibii. 8, 2, 3, fai de cap, nu te iartă niciuna. Să mai mâncați și voi astea, să scăpăm de țânțari. Am cer scuze pentru filmare puțin distorsionată. Mai zic de ce, din cauza țânțarilor care chiar nu mă lasă să... Iată unul pe ochi. Da, e să mă duc la soare, poate. Așa. De fapt am să intru spre ei mai bine, chiar dacă aici măcar e soare și nu mai sunt atacat așa tare de țânțări. Văd că preferă umbra nenorociții. O să mănânce și boabe. Haide, veniți la masă. Hai că mă dau mai așa. Uite, o să stau aici să vă filmez. Sunt puțin, mamă, ce e aici, aici nu e bine. Sunt 20 de țânțari care mă urmăresc și vor să mă atace. N-am ce să vă fac, trebuie să vin lângă voi ca să vă pot filma. Nu se poate fără acești țânțari. Ce să vă mai arăt, aici avem și porumbei. Cel puțin aveau un ou înainte de... Nu știu dacă se vede prea bine, cred că mai bine. Așa să focalizez. Iar unul se stă pe cuib. Aceștia doi n-au niciun gând să facă pui, au mâncare, au tot ce le trebuie. Ce e porumbița, care e cam bătută, iar el e porumbelul. Da? Băci. Să vedem ce le face oul. Cer scuze că o să mișc. Mai mult ca sigur imaginea. Da, are pui. Ia uitați. Ce
Nimic este. Da, e unul singur. Acesta e cam agitat, acesta e femela. Acela e masculuțul. Ha, ce drăgălașe. Să încerc cu filmare mai așa să se vadă. Da. Haideți că v-am arătat ceva frumos în direct. Să vedem dacă bobocei s-au mai liniștit. Cer scuze că distorsionez, dar și ăștia mici, nu știu ce au, nu sta așa obișnuit cu mine și când vin aici fugă, însă mă duc pe aici prin spate. Să-i vedeți, ia uitați. Se ascund aici, nu știu ce au și. Vă mulțumesc frumos și vă urez o zi excelentă. O zi bună de la Ferma Grădina Bio.